Europene, lucrări deja executate, dacă accesezi un proiect, nu sunt decontate. Din legea fondurilor europene, pentru toată lumea, nu doar pentru domnul Chiriac, dumnealui spune că are posibilitatea, dar vreau să-i transmit că lucrurile nu merg. Să aștepte el o specială sau să aștepte să-i mai crească, nu știu, veniturile din jocurile din noroc. Aici cu fondurile europene e cu totul altfel. Nu mai are domnul Popa. Nu mai are venituri din jocuri din noroc. Dar anul trecut a avut, dar anul ăsta este curat. Mă bucur că am reușit să-l aduc pe calea cea bună, să renunț la acele acțiuni, dar cred că le-a dat unui apropiat. Nu știu ce am o presimțire asta. Începe să înveți, o să stau cu gura pe dumnealui până o să-l aduc pe calea cea bună. Sper să-i intri mințile în cap. Ați văzut și cu banii pentru echilibrarea bugetului cei 6% din impozitul pe venit din 2024. A făcut o împărțire după bunul dumnealui plac, să-și mai mulțumească primarii, să încerce să-i țină în continuare în PSD, a dat sume duble sau chiar triple față de administrațiile PNL. Ce nu înțelege dumnealui este faptul că în 2020 a fost votat și în administrațiile PNL, cât și în administrațiile PSD. Să știți că au avut comuni care au avut 30-40%. Cei 30-40% din oameni, de ce trebuie să fie vitregiți și să fie chinuiți de incompetența și de răutatea acestui om? Guvernul PSD și prezent domnul Ciolacu, la acel FRB, au luat decizia ca primarii PNL să primească dublu. Pentru că și domnul Ciolacu știe că la Breda, primarii liberali sunt mai capabili decât unii din primarii social-democrați. Dumnealui și-a dat seama că dacă îi direcționează banii către Francis Chiriac, el nu va ști ce face cu ei. Nu văd ce să fac cu ei și va pierde. Așa vă hotărâ să-mi dea 1100 bani dublu. Dumnealui nu a rectificat nimic, pentru că dacă vă uitați, la acele FRB-uri, comunele în care dumnealui a luat circa 2000 de voturi, peste 50% din voturi, în prismul Viziru și Chiscani, nu au primit niciun ban, nici la rectificarea bugetară, nici acum nu au primit mai mulți bani, au primit atâția bani cât au primit și primarii Partidul Național Liberal. Cei doi primari astăzi sunt în echipa mea și sunt mândru de lucrul ăsta, dar dacă a vrut să fie corect și să fac o împărțire corectă și să înțeleg frustrările că șeful dumnealui, domnul președinte Ciolacu, a luat decizia ca noi să luăm mai mulți bani, că știa că noi îi folosim într-un mod corect și pentru dezvoltarea comunităților, el trebuia să dea și acelor 100 comuni bani în plus, că mi se pare normal. Dumnealui își varsă supărările și neputința vis-a-vis de implicarea lui în conducerea centrală a Partidului Social-Democrat pe primarii liberali. Domnule președinte, banii din FRB vin din pixul domnului Ciolacu, nu vin de la noi. Dacă domnul Ciolacu a luat hotărârea să spună mai mult, să fie cu iertare. Certați-vă cu domnul Ciolacu, domnule. Păi nu.